că mulți dintre foștii noștri colegi nu mai sunt printre noi, vă rog să vă ridicați să păstrăm câteva momente de recunoștință. Dumnezeu să ierte. Și acum, având în vedere că mâine e Ziua Națională a României, am zis domnilor că ar fi bine, ne-am gândit la mai mult să vină în costum național, dar văd că foarte puțin au venit, poate nu mai au costume. Și haideți să ascultăm imnul Țării Noastre, că se pare că se cântă în alte țări. Da. Thank you.
Ne-am adunat aici, în această minunată zi, pentru a depăna amintiri. Depăna amintiri frumoase cu oameni care au lucrat la un moment dat la Hidroelectrica. Oameni frumoși, cu povești de viață extraordinar de frumoase. Eu le-am aflat, dar aș vrea să le aflați și voi. De aceea am lângă mine un domn care are o poveste de viață superbă. Vreau să o auzim. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Cehan Ioan. Domnul Ioan, aveți o vârstă... 83 de ani. 83 de ani. De cât timp, ați lucrat la Hidroelectrica? Am venit la Hidroelectrica în 1960 și am participat la punerea în funcțiune a grupurilor din centrală. Anterior lucrasem pe șantier la Bicaz, la uzina electrică diesel, ca din 1952 până în 1960, uzină care alimenta cu energie șantierul, fabrica de ciment de la Bicaz și tot ce era localități rurale din jur. Dumneavoastră ca ce lucrați? La început am lucrat ca electrician, după aceea am făcut liceu, școala de maestri și am ajuns maestru principal specialist, funcție cu care am ieșit la pensie în 1997. O viață de om aș putea spune. Da, e adevărat. Cum erau vremurile pe atunci? Prea ușoare nu erau. În schimb, eram tineri, entuziaști, nu vedeam greutățile, le înfrângeam. Și uite așa am ajuns la 83 de ani. Mulți înainte vă spunem. Mulțumesc. Când vă uitați în spate, aveți vreun regret? Regretul că nu mai sunt tânăr ca atunci. Ce ați fi vrut să faceți și nu ați făcut? Aș fi vrut să fie mai multă ordine în țară, mai multă înțelegere între oameni, să nu mai fie asemenea confruntări violente care distorsionează, știu eu, viața. Având în vedere că ați fost maestru, ați avut în spate o echipă pe care ați coordonat-o. Cum erau oamenii? Cum v-ați impus? Oameni foarte buni. Am crescut odată cu ei. Când am venit la uzină, eram toți, știu eu, electricieni, unii necalificați, care au fost mai îndrăzneți și au încercat să se ridice, cum se zice. Am ajuns mai sus, dar nu i-am uitat pe cei cu care am pornit la drum. M-am înțeles foarte bine cu ei, am rămas prieteni, majoritatea sunt prezenți aici în sală și sunt bucuros că am avut posibilitatea să mă văd cu ei, să depănăm amintiri și să ne amintim de tinerețe. Cum era orașul Piatra Neamț înainte să avem atâtea hidrocentrale? Eu am venit în 1952 la Bicaz. Orașul Piatra Neamț era un oraș așa, cu foarte multe prăvălii evreiești. Toată zona centrală era împălzită de prăvălii, de obloane trase, de dugheni, cum le numeam noi pe atunci. Pe parcurs a fost totul demolat, s-a construit blocuri, s-au modernizat străzile și orașul arată așa cum este acum. Cu ce a ajutat Hidroelectrica orașul Piatra Neamț? A ajutat-o foarte mult, pentru că aici au fost investiții foarte importante. Începând cu Bicazul și continuând cu toate centralele de pe Bistrița până la Bacău, au fost investiții uriașe în care guvernul a investit bani, a adunat forțe de muncă, s-au calificat oameni care pe parcurs au participat și la construcția celorlalte mari hidrocentrale din țară. Porțile de Fierunu, Argeș, Lotru, Retezat, Mărișelu. Deci la toate acestea, efectivii de la Bicaz au participat cu oameni, cu cunoștințe și pe drept cuvânt tot ce s-a întâmplat la Bicaz a fost considerată școala hidroenergeticii românești.
Ce înseamnă, vă întreb pentru că sunteți maestru și aveți în spate probabil ani de pensie, cât am eu ani de viață, ce înseamnă să construiești o hidrocentrală de la zero? Credeți că în ziua de astăzi, cu posibilitățile pe care le avem în anul 2017 și cu fondurile pe care le avem în 2017, credeți că în ziua de astăzi se mai poate construi o hidrocentrală așa cum se construia înainte? Eu ce să vă zic, nu regret perioada anterioară, ceaușistă, cum am numit noi. Dar ce s-a făcut atunci, acum nu se mai face. În 10 ani s-au construit 15 hidrocentrale. După Revoluție, n-au fost în stare să construiască decât una singură. În aproape 28 de ani. Exact. Ori asta este un regres în ceea ce privește dezvoltarea hidroenergeticii, care ar trebui să fie pe primul plan de dezvoltare. Dumneavoastră, ca maestru, comentați vreodată în momentul în care vi se spunea să faceți un anumit lucru? Sau exista o politețe, sau exista un cap plecat, ca să zicem așa, când venea o dispoziție? Băi, avem de făcut cu tare lucru, trebuie să-l facem, nu comentăm. Am înțeles. Exista mai multă disciplină, mai multă ordine. Nu era chiar așa de strict, stricte dispozițiile șefilor. Eram prieten, să știți, cu șefii. Eu am avut posibilitatea la Bicaz, când s-a pus în funcțiune hidrocentrala, cu toate că veniseră ingineri cu grad înalt de specializare, eu eram pe atunci simplu electrician, m-am înțeles foarte bine cu ei și pe parcurs am rămas prieteni. Regret că cei de atunci nu mai sunt în viață. Vreau să vă mai întreb un lucru, având în vedere faptul că se uită la această emisiune și tineri și probabil că mulți dintre ei nu știu ce înseamnă o hidrocentrală și la ce folosește, aș dori să ne explicați dumneavoastră ce înseamnă o hidrocentrală și la ce folosește hidrocentrala. O hidrocentrală înseamnă transformarea forței apei în energie electrică, trecând prin turbine și acțiunea intermediară, transformarea forței apei în energie mecanică, energia mecanică în energie electrică și așa mai departe. Energia hidroelectrică are avantajul că este cea mai ieftină. Cea mai ieftină, dar implică investiții mari, care se recuperează într-un număr mai mare de ani. Însă rentabilitatea acestor construcții hidroelectrice este foarte mare și ar trebui să iau amploare mult mai mare în perioada care urmează, pentru că noi avem încă râuri nevalorificate din punct de vedere hidroenergetic. Multe țări poate ar dori să aibă potențialul hidroenergetic al României, dar nu-l au. Ori noi îl avem și nu-l valorificăm la valoarea lui. Puteți să ne povestiți, nu știu, un lucru senzațional care vi s-a întâmplat pe parcursul anilor cât ați lucrat la hidroelectrica? Nu știu, o poveste care v-a marcat, o poveste frumoasă, ca să nu intrăm în lucruri negative, că nu are niciun rost. O poveste frumoasă care v-a marcat pe parcursul anilor cât ați lucrat la hidroelectrica? Ce să vă zic, pe mine m-a încântat foarte mult atmosfera care exista între oameni. Erau toți prieteni, colaborau, nu se arătau cu degetul. Arătau cu degetul sau nu se spionau unii pe alții. Eram o familie și am rămas așa până în prezent. Ceea ce vedeți dumneavoastră la această întrunire, majoritatea sunt oameni cu care am lucrat din 1960 și pe parcurs. Pe mulți am instruit, cum se zice. Sunt mult mai tineri ca mine, sigur. Sunt pensionar de câțiva ani, eu sunt de 21 de ani. Eram, vorba aia, veteran când ei erau începători. Dar și acum mă respectă, suntem prieteni, ne mai întâlnim la câte o activitate din aceasta de suflet, cum se zice. Și viața merge înainte. Acum, pe final, aș vrea să dați un sfat tuturor tinerilor
care se uită la noi, care ne privesc la această oră, tuturor tinerilor, aș vrea să ne dați un sfat. Da, dacă ar depinde de mine să fie situația așa cum o văd eu, ar trebui mai multă exigență în activitățile pe care le desfășoară, mai multă colaborare și mai multă prietenie între oameni, pentru că nu-i înțelegere, nu-i colaborare între cei care rezolvă altă problemă, nu se obține rezultatul scontat. Așa cum se vede și în politica actuală. Toți își pun bieții în roate și rezultatul final suferă. Pentru că dacă nu-i colaborare, nu sunt rezultate. Asta este. Și tinerii să fie prieteni, să se instruiască, să fie serioși și să-și perfecționeze pregătirea profesională ca să dea rezultatele pe care le cere societatea. Eu vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să stați alături de noi, să ne povestiți din viața dumneavoastră și să dea Dumnezeu ca peste mulți ani să venim la dumneavoastră și să ne explicați cum funcționează o hidrocentrală. O să facem o emisiune separată cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Cu multă plăcere, că eu am avut ocazia să primesc la uzină, când eram în activitate, toate grupurile de turiști care veneau și le povesteam ce înseamnă o hidrocentrală, de ce s-a construit, care e eficiența ei și asta e. Vă mulțumesc mult. Și pentru că suntem români și nu suntem români numai pe data de 1 decembrie, suntem români tot timpul anului și pentru că acest patriotism pe care îl avem în noi ar trebui să-l arătăm în fiecare zi, am alături de mine organizatorul manifestării la care am luat parte și noi și ne-a bucurat foarte mult pentru că datorită domniei sale am aflat povești de viață. Și aș vrea, cu această ocazie, să aflăm și povestea domniei sale. Că totuși să lucrezi ani de zile, zeci de ani, să lucrezi peste 40 de ani, să lucrezi într-un domeniu, e SF în anul 2017. Bună ziua! Aș dori să ne spuneți cum vă numiți și ce funcție ați avut și de câți ani sunteți ieșit la pensie? Da. Mă numesc Neagoe Emil. Sunt deloc din zona Brașovului, ardelean, și de când am terminat facultatea din 1974, lucrez la această întreprindere. Am, spre norocul meu, am avut niște șefi extraordinari care m-au pregătit din prima zi de când m-am angajat, de la 1 august 1974. Am fost angajat la secția de reparații electrice, la secția de reparații mecanice, la PRAM, la MC, la exploatare, la investiții, plan dezvoltare, stația de calcul. Am fost dispecer șef tur, am făcut tură cu mulți din colegii noștri care au venit astăzi aici. După aceea, pe vremea înainte de Revoluție, am fost promovat în funcția de inginer șef, cum era atunci, apoi director tehnic, director general, director de program și a ieșit la pensie în 2013. Văd că purtați o ie. Domne, ce simbolizează pentru noastră IA? Păi eu le-am mai spus și la colegii mei, înainte de adunarea asta, trebuie sentimentul ăsta de patriotism, trebuie cultivat, mai ales la tânăra generație. Costumul ăsta popular e unul din simbolurile noastre naționale, alături de steag, de imn, de aia am întâmpinat cu imnul, având în vedere că mâine e Ziua Națională a României. Trebuie să fim buni români, să nu ne fie rușine de imnul nostru, alții cântă alte imnuri în țara noastră și nouă ne-e rușine de imnul nostru. De ce ați organizat această manifestare? Păi de multe ori mă întâlneam cu foști colegi pensionari și tot timpul, având în vedere eu funcția care am avut-o, hai da, ne întâlnim, să mai povestim, să mai... Și am luat-o cam în glumă astăvară, în august, și astăvară s-au adunat vreo aproape 40 de colegi. Și după adunarea noastră am editat și o broșură, un cărțulie cu foarte frumoasă așa, cred că ați văzut-o. Și foarte mulți m-au sunat că de ce nu i-am chemat și pe ei. Și atunci am zis, hai să mai organizăm acum
înainte de ziua națională, o întâlnire. Spre surprinderea mea, au răspuns prezent foarte mulți, peste 100. Am început să mă îngrijorez dacă putem face față aici. Da, până la urmă ne-am descurcat, eu sunt bucuros că au venit, sunt bucuroși că bucuria lor mare nu e ceea ce au servit la masă, bucuria că s-au reîntâlnit, își povestesc și bunele și relele, asta e important pentru noi. Ce înseamnă hidroelectrica pentru dumneavoastră? Pentru mine hidroelectrica, pot să zic că e a doua familie. Eu aici am venit, aici am crescut cu un colectiv de oameni deosebiți, deosebiți atât de punct de vedere profesional și mai ales moral. Am avut niște șefi care au fost, în primul rând, oameni. Erau foarte apropiați de noi, și la bune, și la rele. Săreau, ne ajutau, ne ajutam între noi. E o familie extraordinară și eu, cel puțin cât am fost în funcție de conducere, am căutat să imprim și subalternilor mei atitudinea asta față de ceilalți colegi și față de tot colectivul. Eu zic că am fost un colectiv foarte unit. Ce le lipsește tinerilor din ziua de astăzi? E lucru pe care îl regăsiți și în anul 2017 la Hidroelectrica. Sunt tineri probabil la Hidroelectrica și au venit cu gândul de a se afirma. Ce credeți dumneavoastră că le lipsește acestor tineri și lucru pe care l-ați avut dumneavoastră din belșug la vremea respectivă? Să știți că atmosfera, părerea mea, dintr-o firmă o face vârful din întreprindere, conducerea. Dacă conducerea nu e atașată de valorile firmei, de oamenii firmei, de fapt oamenii care sunt cea mai mare valoare a unei firme, nu se realizează nimica. Eu în ultimul timp și colegii care mă mai întâlneam am fost foarte supărați de atmosfera asta care se făcea pe toate mijloacele mass media împotriva hidroelectricii. Toți o blamau, toți spuneau numai lucruri neadevărate. Într-adevăr, au fost și lucruri adevărate care s-au spus, dar toate lucrurile astea care s-au întâmplat negativ în sucursala, în firma noastră. Părerea mea, și toți recunosc, datorită influenței factorului politic. Factorul politic a avut cea mai mare influență negativă. Noi, în firma noastră, am avut niște oameni deosebiți, începând de la proiectanții cu care am colaborat, niște oameni extraordinari, de o valoare nemaipomenită, care unii s-au dus, au ieșit la pensie, alții au plecat ei de bunăvoie, tânăra generație care foarte mulți sunt capabili, nu au avut cum să evolueze în meserie. Am avut constructori nemaipomeniți, începând cu trustul de construcții hidroenergetice. Praful s-a ales și acolo. Am avut executanți, monteori deosebiți, am avut fabricanți, cum e Reșița, toată hidroelectrica românească, pe parte de echipamente, au făcut-o în proporție foarte mare Reșița. Acum Reșița e la pământ, nu mai știm să facem nimica. Și în exploatare, spre surprinderea mea și a celorlalți colegi, a fost o atmosferă de asta de denigrare activității, oamenii au început să plece. Spre surprinderea mea, acum vreo câțiva ani, dacă era o onoare să lucrez la hidroelectrica, toți vreau să se angajeze, erau salarii bunișoare, toți erau interesați. Acum am înțeles de la cei care au rămas, foarte mulți pleacă, ies la pensie anticipat, nu mai au specialiști. Se pare că în ceasul al 12-lea au început oamenii să înțeleagă ce au greșit și să înceapă să corecteze. Dacă nu pui omul bun în frunte, praful s-a luat. Regretați ceva? Regret că hidroelectricul a ajuns unde nu trebuia. Hidroelectricul a fost o firmă puternică, o firmă mare, o firmă care are un patrimoniu extraordinar, care nimeni nu înțelege că patrimoniul ăsta trebuie întreținut cu oameni. Și oamenii trebuie să fie oameni de valoare, oameni bine pregătiți și, în ultimul timp, oameni care țin la firmă.
Să facem un exercițiu de imaginație. Dacă mâine vi s-ar propune să schimbați ceva la hidroelectrica, care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba? Primul lucru. În vârf aș pune numai oameni specialiști. Mai avem? Mai avem, să știți. Da, sunt tineri, foarte pasionați, foarte implicați, dar, din păcate, sunt pe linia a doua. O poveste frumoasă? Cred că cea mai frumoasă... Pe care ați trăit-o? Cea mai frumoasă poveste e seara asta. M-am bucurat că m-am întâlnit cu atâția colegi, pe toți îi știu. Știu și soțiile lor și bărbații cu care au venit. Parcursul celor 40 de ani cât ați muncit și cât ați lucrat la hidroelectrica, o poveste frumoasă de care să vă aduceți aminte, să o povestiți cu un fost coleg de-a dumneavoastră. Există o poveste frumoasă? Frumoasă? Dar să nu vorbim de lucrurile negative, că lucrurile negative le întâlnim la fiecare pas. Când mergem pe stradă, ne uităm în stânga și în dreapta și ne îngrijorăm. Nu m-am gândit la... Frumoase au fost multe, dar mai deosebit așa, eu eram un om... Când ați pus în funcțiune ceva, când a fost un lucru senzațional, care ați spus, domnule, uite, am făcut lucrul ăsta eu, cu băieții mei, am băgat în priză și funcționează. Am dat un exemplu. Da, sunt momente multe. Era o defecțiune la o turbină pe Siret și... Se punea problema să demontăm toată turbina, să dureze toată operația vreo 6 luni de zile și eu am insistat, i-am chemat pe toți la mine cu planuri, cu ăsta, maestri muncitori, măi, ce se întâmplă, că nu e în regulă aici ceva. Și până la urmă am descoperit defectul și într-o săptămână s-a rezolvat și am evitat o indisponibilizare a grupului pe o perioadă de 6 luni. Poveste frumoasă. Asta așteptam de la noastră, o poveste extraordinar de frumoasă. Pe viitor, ce planuri aveți? Să fiu sănătos și toți mă roagă să mai organizez asemenea întâlniri. La anul cam pe când? Păi la anul, o dată pe an am stabilit și chiar ar fi bine de ziua energeticianului. Atunci toți sunt disponibili. Care mai sunt disponibili? Că încet, încet încep să nu mai poată veni, au probleme cu sănătatea, dar e bine să ne întâlnim. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați făcut timp să ne spuneți și nouă câteva cuvinte și să depănăm împreună amintiri frumoase din acea perioadă. Vă mulțumesc foarte mult și să ne vedem sănătoși și la anul. Să dea Dumnezeu! Poveștile nu contenesc să ne surprindă. Vă dau cuvântul meu de onoare. Am în dreapta mea un personaj. Deci un personaj. Atât vă spun că am în dreapta mea un personaj. Un om care are porecla Bayazid. Da, ați auzit bine. Un om care are în spate o altă poveste de viață de la hidroelectrica. Are probabil mai mulți ani vechime în hidroelectrica decât ai tu sau eu sau colegul. Deci, haideți să-l ascultăm cu atenție. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. V-aș ruga la început să ne spuneți numele real al dumneavoastră. Nu este cel care l-a pronunțat mai înainte. Mă cheamă Anastasia Sandu Gheorghe. Domnul Sandu, eu am auzit de Bayazid. Eu când am auzit de Bayazid la hidroelectrica Bayazid, a fost un semn de întrebare. După aceea am aflat că vi se spune Bayazid datorită faptului că hidrocentrala este la șoseaua națională. Orice personaj poate o vizita, prim secretarul, cum era înainte de partid, anumite persoane de la partid, plus de la întreprinderea noastră, toate care treceau spre Piatra Neamț, unde era sediul întreprinderii, ori la venire, ori la ieși, plecare, trecea și pe la Racova. Era o centrală pregătită special cam pentru vizite. Aveam o florărie în centrală care era deosebită. Am luat modelul de la stejarul, florile alea care erau de jur împrejurul, pe mâna curentă pe acolo, și din costurile, prețurile salariale ale mele, m-am cumpărat flori deosebite, colocazii, filodendroane,
acolo, ficusuri, așa, și toată centrala era, plus o curățenie deosebită. Și mi-am dat seama că, fiind la șosea, orice control vine în întreprindere, va trece și pe la mine. Șefii iar îmi spuneau, măi, fii atent că tu nu scapi de controale, așa, și atunci am fost mai exigent. Ce înseamnă exigent? Vreau să vă întreb un lucru. Ce însemna exigent atunci, dacă acest cuvânt exigent de pe vremea aia seamănă cu exigent acum în ziua de azi? Aveam salariații mei, erau salariați din comună, fel de fel de persoane, și mai așa, și mai așa. Unii au înțeles că, fiind într-o hidrocentrală unde 90% e parte electrică și accidente, trebuie să fii corect și așa, să nu bei, să nu vii odihnit, așa. Alții nu au înțeles. Cei care nu au înțeles, a trebuit să-i fac să înțeleagă. Și nu prea îi sancționa penal, financiar. Însă stăteam pe capul lor și îi băteam la cap și îi dădeam exemple și una și alta, măi așa, măi așa. Și am reușit oricum să-i aduc și pe ăștia aproape la nivelul celor care erau perfecți. Ați fost un om dur sau ați fost un om corect? Că este o mare diferență între omul dur și omul corect. Nu, am fost dur. Exemplu de duritate. Aveam un băiat, un salariat, care venea băut la servici. Așa, și tot îi spunea, măi așa, măi așa, măi așa. Ei, și nu prea m-a înțeles. Și odată ce am făcut? Am făcut un referat și l-am trimis directorului Găitănaru pentru desfacerea contractului de muncă. Mă duc acasă și spune vestimii că, uite măi, am făcut un referat pentru Artenii Iordache să-l dea afară. Și nevastă mi-a spus, măi, dar acum când fiică ta, fiica noastră, că era așa mea, așa e, e la examen la facultate, la Iași, dă examen, tu te-ai gândit să faci acest răutate. Și mi-am dat seama că parcă nu era momentul să-l fac, cum să fac? N-aveam curajul să mă duc la director să-i spun, domne, uite, vă rog, așa, 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 așa. Și am dat telefonul doamna Găitănaru, soția directorului Găitănaru. Și am rugat, uite, domne, ce mi s-a întâmplat, uite, așa, 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 așa. N-am curajul să-i dau telefon directorului să-i spun să facă cumva să anuleze referat. Și dânsa mi-a spus, domne, rezolvi o problemă. Deci îmi dădeam seama, nu eram dur, dar vreau să aduc oamenii ăștia pe o cale mai... Ai venit la servici, faci acele 8 ore de servici ca lumea, nu? Am avut cazuri când plecau de acasă încălțați cu cu o pereche de pantofi și în stângul și în dreptul și ajungea la Racova numai cu un pantof. Am avut cazul de asta așa ceva. Ce înseamnă hidroelectrica pentru dumneavoastră? Directorul Iene, care era director la secția Aval, la Bacău, acolo, mi-a spus că pentru el centrala Racova este pe primul plan. Casa este pe al doilea loc. Realitatea e că toți, familia mea, trăiau din salariul de acolo și când a fost cutremurul ăla mare, eram în casă. M-am trezit cu o zguduitură, am ieșit afară cu nevastă mea și copii
și am văzut la hidrocentrală, că eu stau foarte aproape de hidrocentrală, flăcări pe sus. Și i-am spus, aveți grijă de voi, eu am plecat acolo. Și am lăsat familia și casa așa cum să descurcă nevastă mea copiii și m-am dus acolo, că acolo era problemele serioase. Directorul Iene asta spunea. Măi, pentru el prima loc, casa hidrocentrală a fost casa lui și casa a fost pe locul 2. Cât ați lucrat? Păi am lucrat din 64 până în 96. Nu știu cât an sunt. Sunt ceva ani. Așa. Cum v-ați simțit dumneavoastră în momentul în care ați ieșit la pensie? Mi-a lipsit mult activitatea asta. Ca drept dovadă că orice, în locul meu a intrat un băiat de-al meu, șeful hidrocentral. Și cât a fost el, am avut legătura cu el, l-am mai îndrumat, l-am mai sucit, l-am mai învârtit. Băiatul meu era mai calm, mai liniștit ca mine. Eu, spre sfârșit, acum mai devenisem puțin mai nervos. Băiatul meu era foarte calm și el n-a putut niciodată să se certe cu cineva în viața lui. El n-avea cu cine să te cerți. Eu mai mă certam așa, mai muștruleam. Și asta vă spun, că am fost calm și la început, dar pe parcurs mi-am mai... Când vă uitați în spate, în trecut, faceți un arc peste timp, când vă uitați în spate, care sunt lucrurile care vă vin în minte prima oară când vă gândiți la hidroelectrică? Colectivul, oamenii, că... La întrebarea care mi-a spus-o mai înainte, am pierdut puțin firul și am avut o perioadă într-o zi, stând acasă, am văzut la hidrocentrală niște flăcări și niște bubuituri. Eram îmbrăcat ca de lucru și am spus nevestii mei, am fugit la uzină și am plecat alergând la 60 și ceva, 70, cam așa, 70 de ani, am plecat în fugă până la centrală. Când a plecat feciorul meu de la Racova, a obținut o funcție de șef de secție și în locul lui a venit un alt băiat. Care băiatul ăla, când m-a văzut că am intrat în centrală și m-am dus la locul defectului acolo, foarte dureros pentru mine, vă rog să părăsiți centrala, că are cine veni să constate defecțiune. I-am zis ceva mai greu așa și am plecat. Și a fost un șoc, nemaipomenit. Eu de atunci n-am mai intrat în hidrocentrală. S-a rupt ceva în dumneavoastră? S-a rupt ceva în mine. Și mă roade în continuu când știu că poate mai dădeam o drumare, după 30 și ceva de ani de serviciu, puteam să mai dau o drumare. Plus că orice lucru din... Eu am făcut numai ce era nevoie, strict nevoie. Am făcut suplimentar. Fel de fel de invenții, flori care curgeau de sus până jos la panouri. Că trebuia câteodată, măi, hai să rupem florile astea de aici, că încurcă buna funcționare a manetelor. Și m-a durut foarte mult, dar m-am obișnuit cu sistemul ăsta și n-am mai călcat în hidrocentrală.
Dacă ar fi să dați un sfat tinerilor din ziua de astăzi, în special tinerilor care lucrează acum la Hidroelectrica, acel sfat care ar fi? Să-și dea seama că au intrat într-un domeniu care țara asta are nevoie la ora actuală, energie, 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 energie. Mi-aduc totuși aminte cum s-a început hidrocentralele astea construite. Iar vă rog frumos să ne povestiți. A fost ceva și cu colectivizarea atunci. S-a luat pământurile, țăranii au venit la muncă, la tocană de legume, în sacoșul, un borcan, tocană de legume, o bucată de mămăligă și veneau și dădeau cu lopata acolo. Erau și mecanisme, însă foarte mult s-a lucrat manual, manual. Și aveam o satisfacție deosebită că hidrocentrale, pe toate valea asta, numai hidrocentrale s-a făcut. În cât timp se construia o hidrocentrală? Eu știu, ajunsesem în ultimul timp ca în 3 ani, 4 ani hidrocentrala era în funcție, cam așa. Se începea alternativ și colo și colo și colo. Eu am lucrat prima dată la constructor. M-am angajat la construcție. Când s-a apropiat cam la un an de zile și a început să monteze echipamentul, m-a trecut la exploatare și am urmărit montajul. Deci am fost de la începutul construcțiilor, montarea instalațiilor mecanice. A fost o muncă grea? N-aș putea să a fost grea, că mi-a plăcut. Când nu-ți place ceva, ți se pare greu sau insuportabil sau mai știu cum. Pe când mie mi-a plăcut și... Dacă ar fi să dați timpul înapoi, ce ați schimba? Ce ați schimba? România asta, la ora actuală, care nu mai e România noastră. Vă aduceți aminte de când se lucra drumurile alea prin munți, cu muncă voluntară, o șalopetă și mâncare, cum se cheamă? Transfăgărășanu. Așa, e. Toate s-au făcut cu muncă voluntară. Dom'le, era o satisfacție. Muncea, se vedea. Pe când acum nu mai știi în cine să mai crezi, m-am băgat în politică. Gata, mă retrag. Asta. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să ne povestiți din viața dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu sănătate ca la anul, să mai avem ce povesti. Vă mulțumesc și eu și să-ți dea Dumnezeu să ne mai întâlnim la anul. Să dea Dumnezeu.